Bună seara! Sunt Primo Laurențiu și vă spun bine v-am regăsit la Meritocrația, emisiunea care o să schimbe lumea. Dragi telespectatori, astăzi am un invitat, domnul Ionel Tabără, un mare pasionat de istorie și de limba română. Domnul Tabără, bună ziua! Bună ziua! Bună seara! Bună seara, da! Domnul Tabără, pentru telespectatorii noștri, aș vrea să faceți o scurtă introducere cu privire la subiectul pasiunii dumneavoastră pentru limba română și să le explicați un pic telespectatorilor care este subiectul studiului dumneavoastră, ce ați descoperit și ce vreți să prezentați întregii lumi. Da. Eu am descoperit foarte multe lucruri interesante și care se leagă în special de România. Practic, acest drum al cunoașterii, să-l numesc așa, a început cam anul trecut în martie, într-un anumit context, când mergând la Sfinxul din Carpați, știind că e o piatră foarte importantă, mi-am pus întrebarea X ce este din Sfinx, pentru că e o necunoscută matematică. O să abordez mai târziu subiectul ăsta, însă, practic, începând cu acest Sfinx, am intrat pe Google Traducător să văd cum se comportă acest cuvânt în alte limbi și am început să fac o comparație între cuvintele limbii române, primând cuvinte din limba română, în toate limbile, am început să descoper foarte, foarte multe lucruri interesante. De fapt, faptul că noi avem un cuvânt clar definit pentru orice, iar restul limbilor primesc niște cuvinte, au niște cuvinte care seamănă cumva. Adică, practic, ați făcut un studiu lingvistic. Da, pur și simplu așa, întâmplător. La un moment dat, mi-am dat seama că, de fapt, limba română este, din punctul meu de vedere, și pot să fiu combătut, aștept pe cei care vor să mă combată, ori pe Facebook, să discutăm, ori poate într-o emisiune televizată, și am ajuns la concluzia că limba română este singura limbă născută, nu făcută. Ca să mă exprim puțin mai pe înțeles, gândiți-vă la râul Olt, care izvorăște de aici, din munții Carpați, și care este continuu până la Dunăre. Asta este limba română. După cum știm, toate limbile, omul a început să vorbească undeva acum multe mii de ani, a început să folosească la început interjecțiile, după care a început să creeze cuvinte. De fapt, limba română este singura limbă care are peste 420 de interjecții, care s-au născut mii de cuvinte, pe când celelalte limbi au 16, 12, 20 și așa mai departe. Însă aici n-aș vrea să spun clar că așa este, însă ca idee, limba română are foarte, foarte multe foneme. Omul, la începutul creației, după cum spuneam, a folosit interjecția, mai apoi a folosit verbul. El dimineața s-a trezit, a mâncat și a mai făcut, a vorbit la telefon și așa mai departe, nu? Și atunci, următoarele părți de vorbire au fost verbele. Vedeți noastră, dacă veți avea curiozitatea, am vorbit colegii noastre, vom prezenta după aceea un filmeț de 10 minute, să le arăt la oameni cum să intre singuri, să-și dovedească singuri. Dar spun acum, de timp dacă ați intrat cu a fi, fiu, fică, ființă. Veți constata că acest verb existențial este fi, apoi se pune un u, apoi un i, apoi ființă. De fapt, este un crescendo, ca număr de litere, însă, practic, această declinare păstrează rădăcina continuă fi. Dacă o luăm în engleză, avem to be, son, daughter, being. Vedeți, asta nu mai se păstrează rădăcina. Avem germană, sein, son, tochter, wessen. Avem, de exemplu, portugheza, paraser, filio, filia, sendo. Deci, ei păstrează doar două rădăcini aici, dar tot din limba română vin, bineînțeles. Sau avem în italiană, per essere, figlio, figlia, essere. De ce vreau să scot în evidență? Limba noastră este continuă. Deci, s-a născut verbul, după ce s-a născut verbul, au continuat restul formelor de vorbire, dar sunt continue. Derivate din aceeași rădăcină. Acum, uitați-vă dumneavoastră la copacul de afară. El, atât cât e în pământ, atât e și în afară. Oamenii de succes din România, facem acum o mică paranteză, sunt mult în afară, dar nimic în pământ. Dacă ne întoarcem la ce spun cei mai mulți filozofi sau mari filozofi antici sau filozofii zilor noastre, mai apropiate, mai îndepărtate, vom constata că toți spun la unison, cine nu-și cunoaște trecutul, nu poate să-și definească viitorul. Este un lucru foarte important ca noi românii să înțelegem
că vorbim prima limba a lumii, dacă este adevărat ceea ce spun eu și dacă dumneavoastră veți înțelege, bineînțeles că se vor invi oameni din alte țări care îi invit foarte frumos să luăm un laptop, să ne jucăm cu laptopul, să vedem cum se comportă limba ro. Asta nu înseamnă că vreau să spun că noi suntem buricul pământului, ci vreau să spun că noi suntem altceva decât suntem prezentați. Noi suntem o națiune puternică, o națiune sănătoasă, o națiune inteligentă. Continuând acum despre limba română, ca să ne pierdem, le recomand la cei care urmăresc eventual această emisiune să ia orice verb din limba română, să-l deriveze în acest fel. De exemplu, luăm verbul a cere. A cere, cerere, cerință, cerșetor, poate și cercetare se poate include. Da? Deci, vedeți, aceste 5 cuvinte, dacă veți intra în toate limbile, 72 de limbi pe Google, traducător, veți constata că doar limba română păstrează rădăcină continuă. Am o întrebare pe care v-ar pune probabil și unul dintre telespectatori. Chiar vreau să-mi demontați teoria ca să mă ocup. Ce legătură este între a cere și cer? Foarte inteligentă, chiar voiam să spun eu. Vezi, dumneavoastră, tot ceea ce mentalul uman conține, tot ceea ce creierul uman conține, vom găsi aici, în cer, adică în infinitul univers. De ce vă întreb? Pentru că ar putea spune cineva, bine, doamne, de ce a cere e rădăcina și nu cer? Adică ceea ce avem noi deasupra noastră, albastru și nesfârșit. Corect, corect. E corectă observația noastră. Însă, sigur, a cere înseamnă că orice omul cere, în infinitul spațiu va găsi. Deci tot ce avem noi în mintea noastră, ne imaginăm noi vreodată, va fi ori pe pământ, ori în afară. Știți, noastră... Nu forțați un pic similitudinea și legătura între cer și a cere? Le cam forțez, așa este. Recunosc, să vă mai dau un exemplu. Vedeți, noastră, sunt convins că aveți copii. De exemplu, mie îmi spun mulți prieteni, băi, ăsta mii sunt copiile tale. Sunt o copie. Copiii mei sunt copiile mele. Da? Vedeți, noastră, dacă veți intra la fel cu cuvântul copil din limba română, în textul limbii române, vi se va spune că vine din copil albanez. Adică se pune capa în loc de ce, zice copil vine din albaneză, copil. Eu vreau, scuzați de expresie, da? Nu vine din albaneză, însă ca idee... E discutabil dacă vine din română sau din albaneză, dacă e în ambele limbi, nu? Nu este în ambele limbi. Dacă intrați în dicționarul român-albanez de data asta, nu în dex, veți constata că acel cuvânt e o mare vâlmășeală referitor la dex, dar să rămânem la copil. Vezi, noi doar în limba română avem copil cu sensul de copie a noastră. În restul limbilor există cu totul alt nume. Există children, există kin și așa mai departe. Bun, dar acolo unde în două limbi diferite avem un cuvânt asemănător, cum putem noi demonstra că vine din română? Vă dau un exemplu. Cum puteți demonstra dumneavoastră că fiu sau filio are rădăcina în limba română sau în limba italiană? Pentru că un italian o să zică, nu domne, prima limba a fost italiana și românii au adoptat de pe noi în timp. Nu, dar vreau să zic, cum putem noi să afirmăm că ei s-au luat după noi și nu ei după noi? Păi simplu, păi avem a fi, fiu, fică, ființă. Iau pe esere, figlio, figlia și esere. S-a dus, nu mai există rădăcina. Înțelegeți dumneavoastră? Ce a fost întâi? Rădăcina sau copacul? Eu zic că a fost rădăcina. Întâi a fost urs și apoi a fost ursus, când ne învață pe noi dexul nostru, că urs vine din ursus. Adică, cum vine asta? Deci românii au fost atât de puturoși încât au tăiat toate rădăcinile și ei folosesc cuvântul scurt. Corect. E logică explicația dumneavoastră. Vă rog să vă continuați expunerea. Să nu mă enervați. Nu, eu nu mă întreb ca să, pentru că același lucru ar face și telespectatorul. Clar, nu, însă să rămână la copil. Acum nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat asta. Știți că toți vorbim de Dumnezeu, toți suntem credincioși, ne închinăm toată ziua. Există în matricea asta noastră, a dezvoltării noastre umane, probabil există un program clar definit, pentru că program clar definit cu niște cheițe. Și eu spun cheile sunt în limba română. Mă dau mare. Aveți ceva împotrivă? Nu. Bun. Deci, încă o dată mă repet, copil, doar în limba română există și se suprapune cu copii. Copil, copii. Da? Cop este rădăcina cuvântului. Și rădăcina cuvântului la copiile astea este tot cop. Da, da. Astea sunt copii și noi suntem copii al lui Dumnezeu. Nu și verbul a copia, nu? Nu, nu, dar ideea este că de fapt noi suntem, se spune că noi suntem creați după chipul și asemănarea. Deci noi suntem de fapt scanați sau copiați după chipul și asemănarea. Da? Dar vedeți, numai în limba română se întâmplă fenomenul ăsta. Deci copil e doar în limba română din 72 de limbi cu această formă. Însă copii au toți. În germană e copierer,
copie, în foarte, foarte multe limbi este cu acest copie. Copie s-a preluat. Acum s-a preluat la limba română sau e ceva la nivel subtil care încă nu pot nici eu să înțeleg? De ce se întâmplă lucrurile? Înțelegi ce vreau să spun? Știți ce? Nu înțeleg. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Am cam prins ideea. Dar am o întrebare din nou la dumneavoastră și vă rog să mă lămuriți în această problemă. Dacă limba română este rădăcina și izvorul tuturor limbilor de pe planeta asta, de ce, de exemplu, chineză, noi spunem a mânca, italianul se ia după noi și respectă logica dumneavoastră și zice mangiare, dar de ce neamțul nu se mai ia după noi și zice essen, iar englezul zice to eat? De ce nu mai corespunde rădăcina? Adică să înțelegem că româna este izvorul tuturor limbilor, dar nu chiar a tuturor, ci numai limbilor latine? Nu, eu tind să cred că limba... De exemplu, tot aici am o observație, că îmi vine acum ideea, că telespectatorii trebuie să știe că noi n-am discutat înainte de emisiune și este și pentru mine o surpriză ceea ce discutăm. Dar îmi vine acum în gând un alt exemplu care face și mai ciudată situația. Limba spaniolă este tot o limbă latină. Și totuși, deci este înrudită cu româna și cu italiana, avem a mânca, mangiare, dar în spaniolă nu mai este așa, este comer. Ceea ce înseamnă că sunt limbi latine, dar iată, avem limba latină, limba anglosaxonă și limba iar latină spaniola și avem trei rădăcini diferite ale unui verb esențial pentru om din cele mai vechi timpuri. De aia m-am și gândit la el. Da. Acum, telespectatorii să nu creadă că noi ne-am pregătit înainte. Eu știu toate aceste cuvinte pentru că vorbesc 6 limbi. Și îmi vine ușor să discut cu dumneavoastră pe teme lingvistice. Demontați-mă. Încă o dată, haideți să o luăm rațional. Și spunem așa, după glaciațiunea Vyr, este posibil că aici, în munții Carpați, să se fi întâmplat, să fi existat acel loc propice în care omenirea să poată să reevolueze. Că noastră, acum nu suntem naivi să înțelegem doar că doar noi am fost pe pământul ăsta. Vedeți, există schelete de uriaș. Au fost multe civilizații care au crescut, s-au dispărut, au mai rămas ceva, tot timpul rămâne ceva și reevoluează. Da? Vedeți, noastră, orice început are un sfârșit. Și omenirea are un început și un sfârșit și va relua în altă formă. Referitor la limbi, este posibil ca de aici să se fi creat prima limbă clara lumii, care a creat și filozofia veche și mai departe, după care oamenii să se fi mulțit și au început să expandeze în toată lumea. Unii au plecat astăzi, alții peste 50 de ani, alții peste 100 de ani. Este posibil ca și în restul teritoriilor să mai fi existat și sigur au existat alte populații, dar nu civilizate sau nu aveau capacitatea. Tocmai de-aia am pus problema și am dat exemplu cuvântului a mânca, pentru că este un cuvânt esențial. Probabil primul cuvânt, un cuvânt primordial, dacă pot să folosesc această expresie. Adică, dacă există un izvor pe planeta asta a tuturor limbilor, mă gândesc că aceste verbe, aceste cuvinte esențiale, fundamentale, primordiale, trebuie să aibă aceeași rădăcină. De ce? Pentru că un popor, chiar dacă este la mii de kilometri de originile ființei omenești, trebuie să-și fi păstrat cuvintele primordiale sau măcar rădăcina, pentru că nimeni, chiar dacă vin peste ei cotropitori și orice vin, din tată, fiul, la mâncare vor spune tot în felul în care au primit de la părinți. Nu poți să le vorbesc la fel în toate limbile ca și la noi, dar asta e altă idee. Există oameni care fac asta și nu vă mai dați așa de primă, vă rog mult. Primordial. Se potrivește. Nu chiar, nici nu m-am gândit la asta. Eu văd. Rădăcina cuvântului primordial e primă, da. Nu că sclipește, îi pun pătura pe cap și dau un cap. Da, bun. Lămuriți-mă asta cu mâncare. De ce nu au aceeași rădăcină în toate limbile? Vă dau altfel răspunsul. Priviți râul, un izvor, priviți-l pe primii 100 de kilometri, veți constata că apa sa este transparentă. Cu cât se îndepărtează de sursă, cu atât devine mai neclară. Bun, dar rădăcina ar trebui să fie aceeași. Păi, ar trebui să fie aceeași. Acum eu mă gândesc la referitor la răspunsul dumneavoastră, la o altă comparație. Vedeți, și Dunărea. Unii spun că izvorește într-un loc, alții spun că în alt loc. Cum pot să știu eu dacă pleacă din două puncte? Care e primul? Care este esențialul? Care este izvorul și care e afluentul?
Pentru că pleacă de aici, pleacă de aici și unul va spune de aici izvorul, iar ăla va spune de dincoace. Domnul Primor, ne curcăm aici. Vă cer o explicație logică. De ce doar limba română păstrează rădăcină continuă? Începând cu astea două verbe și am mai luat și alte verbe. Deci le translatați în 72 de limbi și veți constata că doar limba română păstrează rădăcină continuă. Bun, deci asta este un fapt cercetat de dumneavoastră. Da, 100%. 100%. Acum mă întorc la un amic de-al meu, îl cheamă Tudor Diacon, de care românii nu au auzit, un mare geniu al omenirii. A fost propus în, mă știu, un an 2000 și ceva, să fie numit cel mai inteligent și cea mai vastă cultură om al omenirii. Însă noi românii nu ne iubim asemenea oameni. Însă acest om spune într-o carte a lui de proverbe, care s-o vă trimit, una e limba cea cerească, graiul 72. Paradoxal este că eu când am început studiile astea ale mele, să le spun studii, erau 66 de limbi pe Google Traducător și acum sunt paradoxal 72. Ca idee. Însă, la fel el spune așa că cea mai mică fisură neacă corabia. Deci o corabie, dacă are o fisură, la un moment dat fisura devine mare. Hai să vă zic ce fisură am găsit eu acum. De exemplu, vedeți, avem în religia sanscrită sau în cultura sanscrită sau hindusă, avem, cum se cheamă, expresia și toți sunt unu. Unu înseamnă Dumnezeu. Ok? E unu și zero. Unu înseamnă Dumnezeu. Nu știu dacă ați înțeles acest principiu și toți sunt unu. E un lucru foarte important pentru că ați transmite faptul că Dumnezeu înseamnă partea bună a lucrurilor. Eu aș lua altfel. Altfel interpretez eu. Știu despre ce vorbiți. Am citit și eu. Eu interpretez altfel și cred că vrea să spună că Dumnezeu este în toți. Clar, de acord. Dar nu toți acceptă lucrul ăsta. Nu toți își arată partea lor bună. Și când spunem și toți sunt unu, ne referim la God. God înseamnă și bun în limbile nordice. God și good, da. La mijloc. Vom atinge subiectul ăla. Însă, de fapt e God, God și good. Sau gut. Știți ce-ți numai? E limba, da. E operat un pic subtil în limbile nordice. Asta nu înțeleg. De fapt, e ceva acolo. Că în absolut toate limbile există niște chei. Ne întoarcem. Însă, referitor la unu, vă recomand să intrați cu UNU în toate limbile 72. Veți constata că doar în limba română unu este simetric. De la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga. Nu e o coincidență? Are o semnificație? Nu e o coincidență. Nu mă întreb. Și apa, care este element primordial, doar la noi, la români, este simetric. Apa, apa. Și bob, care este în pământ și răsare, da, sămânța, este bob, bob. Dar rămâne la unul. Dar spuneți-mi o chestie. Alt lucru care este esențial. Aer. De ce nu e simetric? Aer? Da. Așa cum apa este... Aici m-ați închis. Aici. Vedeți? Mi-ați demolat teoria. Dar nu toate trebuie să fie. Unu este doar... Dacă apa este un factor esențial al vieții pe pământ și aerul este... Dar nu credeți că sunteți un pic cărcotași? Nu mă întreb. Nu mă pune întrebări care le-ar pune probabil și un telespectator. Mai găsim răspunsul. Nu e o problemă. Continui cu unu. Deci în toate 72 de limbile vă recomand să intrați, să vedeți că doar limba română este simetric. Intrați și în limba chineză, acolo o să înțelegi, dar vedeți transcrierea fonetică și nu se pupă. Am înțeles. Acum, noi am învățat însă, practic, că la frații noștri evrei, unu înseamnă iod. Iod citit însă invers înseamnă doi. I-O-D înseamnă doi, da? Iod e tot Dumnezeu la ei, da? Însă, practic, Sfântul Andrei, când a venit în Dacia, el nu a înțeles în ruptul capului de unde știau dacii de Teohihuios Soteosota. De fapt, asta se traduce Ion, fiul tatălui Salvator. De fapt, Ion era în Dacia, înainte să vină Hristos aici. Ion era un fel de acest, așa zis, Hristos. Acum, dacă ne întoarcem 2000 de ani înapoi, vă zice așa, unul egal cu Ion, iar Ion citit invers înseamnă noi. Noi îl include pe doi și noi avem bunul simț să spunem noi, dar nu spunem noi românii, noi oamenii. Că noi suntem practic din soare veniți. Partea masculină, știți cum e aia, vă povestesc mai târziu. Însă, vedeți, doar limba română spune aceste lucruri. Unul egal cu iod, iod egal cu doi, unul egal cu Ion, Ion înseamnă noi, citit invers. Și atunci ajungem la casta Io. Subiectul e mult mai amplu, dar vedeți, noastră în România televiziunile nu sunt interesate de aceste subiecte, zic eu, frumoase.
E, asta a fost cu limba română și mai multe alte răspunsuri. Poate ne mai spuneți ceva și referitor și eu din cultura mea generală. Am citit în urmă cu mulți ani, mi-amintesc, niște teorii care spuneau că sanscrita ar fi, de fapt, izvorul tuturor limbilor de pe pământ. Există, am auzit și o teorie mai nouă, românească, ce spune că, de fapt, sanscrita se trage din munții Apuseni românești, da, unde ar fi fost prima populație ce dă actuala civilizație, care nu este prima, dar care este o civilizație provenită din niște extraterestri care au venit aici pe pământ și s-au încrucișat cu niște specii de maimuțe ce trăiau pe aceste pământuri. Faceți o pauză, este pe Facebook o poză foarte faină, o maimuță cu ochelari extraordinar, seamănă cu domnul Ponta 100%. Bine că nu seamănă cu mine. Deci acești primi locuitori ce reprezintă izvorul speciei omenești așa cum este astăzi, ar fi fost acești așa numiți pelași care au trăit în munții Apuseni și care de aici au migrat în toată lumea. Dar ceea ce mi se pare mie și unde vedeam eu fisura, bă frate, nu-i cam mare distanța pentru anul 10.000 înainte erei noastre, de la munții Apuseni până în India, unde este leagănul limbii și sanscrită? Ei au plecat cu generațiile, sau au plecat, au civilizat pe drum și tot așa. Însă, acum... Bine, dar m-aș fi așteptat la o expansiune în mod concentric. Așa că atunci când arunci o piatră în apă, face cercuri din aproape în aproape. Trebuie să țineți cont de condițiile climaterice de atunci. Da? Munții Carpați sunt o oală, pur și simplu. Aici a fost posibil. Dar ei au expandat în toate direcțiile, dar în funcție de condițiile climatice și în funcție de mărirea numărului de locuitori de aici, de la noi. Aici văd eu fisura. Adică această teorie spune că izvorul este în munții Apuseni, dar brusc s-au translatat după 5.000 de ani în zona actualei Indii, creând limba și scrierea sanscrită, după care brusc încep să migreze înapoi spre zona așa este. Sud-est europeană. Tot timpul au migrat. S-au dus, s-au întors și tot așa. Dar nu e asta nu e o problemă. E o temă foarte amplă. No, lipsesc inelele din lanț ăstea de la munții Apuseni până în India. Că totul este ascuns. Totul e la Vatican în pivniță. Adevărul există. Credeți ceva în chestia asta? Da? Dar eu vă aduc data viitoare o carte, se cheamă Limba Adamică, scrisă de Tudor Diaconu. Recomand la oameni să se uite pe internet, un mare geniu acest om. El demonstrează, de fapt, cu Miulescu, parcă cu mai mulți istorici, că de fapt tot ce există în Vede, tot acel, ce înseamnă Vedele, de fapt este un poem. Exact. Da? Toate se află aici la noi. Există și localitățile, mai găsim încă acum în partea asta, în zona Bistrița, Satul Mare. Va trebui să citiți și veți vedea. Deci oamenii nu le scot din stomac. Oamenii le arată toponimia locurilor. Pentru că, vedeți, noastră, se spune în Biblie că Iisus a spus că adevărul stă în limbă, în port, în cânt și în pietre. Noi avem limba pe care eu vă demonstrez. Noi avem portul nostru este foarte, foarte vechi. În Iran găsim acum, la muzeele din Iran, povestea cineva, portul nostru moldovenesc. Da? Dar e de aici a ajuns acolo. După aia, limbă, port, cântecele noastre vorbesc foarte mult. Fluierul a fost primul instrument al nostru, al păstorilor noștri, iar pietrele, de fapt, toponimia locurilor. Iar eu am început absolut toată cunoașterea asta mea, de fapt, la noastră aici, la Sfinx, unde am zis așa, X-ul ce este? Pentru că Sfinxul, am aflat după aceea, din versurile lui Blaga, că Sfinxul este al treilea nivel al cunoașterii, care te întreabă cine ești. De fapt, fiecare din noi, cum dumneavoastră o faceți, fără să vă dați seama, dumneavoastră sunteți în căutarea dumneavoastră, a propriei dumneavoastră persoane. Noi oamenii trebuie să ajungem la o vârstă să ne întrebăm cine suntem și ce căutăm noi aici, doar să mâncăm ca neamul prost și să înțelegeți, sau trebuie să facem ceva pentru țara în care ne aflăm. Dumneavoastră, de exemplu, acum în loc să faceți afaceri, vă țineți de trăznăi de genul ăsta, eu în loc să fiu pe șantier, vin la Brașov să vorbim de ce. Pentru că ne interesează, zic eu. Eu cred că toți oamenii au pasiuni. Unii au pasiune fotbalul, alții băutura, alții au istoria, alții au televiziunea, unii binele țării. Despre Sfinx, pentru că Sfinxul este aici lângă dumneavoastră, este al treilea nivel al cunoașterii, spune Blaga. Sfinx este o piatră foarte importantă
Și dumneavoastră, dacă vă uitați la Sfântul Petru, la Vatican, el ține o cheie în mână. Cheia Vaticanului, însă Petru înseamnă piatră. Și piatra este Sfințul din Carpați. Veți înțelege într-o bună zi. Am o întrebare. Tot din partea telespectatorilor. Dumneavoastră considerați că Sfinxul nu este o creație a naturii? Este o creație... O creație inteligentă. Extra... Deci este o creație inteligentă, nu este o creație întâmplătoare a naturii. Bun, și în acest caz, dumneavoastră, după părerea dumneavoastră, ce ar fi acea făptură inteligentă care stă la baza creației Sfinxului? E cel nevăzut. Nenumit, probabil, habar n-am. Nu pot să știu, acum e... Știți, acum venim un pic pe, în zona filozofiei. Eu am o teorie a mea, că omul, ori de câte ori nu știe răspunsul la o întrebare, spune, bine, apelează la Joker. Dumnezeu. Cine a dat foc la pomul pe care l-a trăznit fulgerul? Dumnezeu. Acum a aflat că de fapt e vorba despre fulger și asta nu mai e Dumnezeu, e fulgerul. Da, Dumnezeu e vinovat de altceva, de uragan. Cum a aflat că nici la originea uraganului nu stă Jolly Jokerul Dumnezeu, lasă că Dumnezeu a creat sistemul solar. Nu l-a creat nici pe ăsta. Lasă că îl folosim în altă parte, că e bun Jokerul. Da. Adică eu aș prefera, să vă spun sincer. Nu vreau dumneavoastră să vă scot orice întrebare, răspuns la orice întrebare care mi-o pune. Nu, eu vreau să spun altceva. Părerea mea este și teoria mea este că, așa cum fac un pic de filozofie în cărțile mele, o să fac și acum pe scurt de tot și o să spun că, după părerea mea, ar fi mult mai frumos pentru specia omenească ca atunci când nu cunoaște răspunsul la o întrebare, să nu apeleze la acest joker universal numit Dumnezeu, ci să spună simplu, curat și cu bun simț. Nu știu. Cât orgoliu este în acest Dumnezeu? Bă, cine a făcut sistemul solar? Dumnezeu. Bă, dar n-ar fi mai corect să spui nu știu? Bă, tu le știi pe toate, Dumnezeu. Dar v-am spus eu că știu, v-am spus că... Nu mai zic așa, în general, vorbim așa, la general. Păi bine, că ați ajuns la acest subiect, hai să atingem un pic religia. Vedeți dumneavoastră, absolut toți oamenii, când le propui să facă ceva, ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu știe, Dumnezeu face, Dumnezeu. Aveți dreptate în privința asta, chiar fiică mea de 10 ani, mi-a zis, da, adică toată lumea vrea de la Dumnezeu. De fapt, de 2000 de ani încoace, biserica ne îndobitocește și ne spune Dumnezeu știe tot, Dumnezeu face tot, Dumnezeu a vrut, cade la în cap, în șanț, Dumnezeu a vrut. Nu, este fals. În felul acesta, practic, la nivel subtil, ni se ia capacitatea noastră de creatori și ne face și de oi. Cunoaștere. Și să suntem făcuți oi, iar la fel biserica ne învață să ne închinăm. Acum, n-aș vrea să creadă telespectatorii că eu sunt un laic, că eu sunt un necredincios, vreau să spun că eu cred în Dumnezeu, dar în altfel de Dumnezeu decât cei ce îl văd pe Dumnezeu ca fiind cel ce conjugă verbul a face. Părerea mea e că Dumnezeu nu are nimic în comun cu verbul a face. Nu suntem liberi să facem. Noi am avut deci, totul, avem capacitatea. Dumnezeu nici nu face să iasă numere la loto, nici nu face să fie soare, nici nu face să fie vânt. Dumnezeu are, în accepțiunea mea, cu totul alte funcții în acest univers și în niciun caz nu are funcția de a face. Deci noi nu știm, măcar nu știm, dar sunt alții care zic că știu și da. Costez lumea. Da, da. Însă, revenim la Sfinx, cum am început, eu v-am spus. Așa, să ne întoarcem la Sfinx. Da. Ajung la Sfinx, v-am zis. Deci este creația cuiva, dar nu știm a cui. Nu știm a cui. Probabil a strămoșilor noștri. Și ne-a lăsat ca niște pietre care să vorbească. Însă, după cum vedeți, noastră Sfinx. X, însă, este o necunoscută matematică în toate limbile, corect? Da. Dar de ce, acum, ca să vă explic, de ce v-am pus această întrebare? Cine a făcut acest Sfinx? Yeah. Pentru că vreau să văd legătura între izvorul limbii române, a populației băștinașe, yeah, inițiale de pe aceste pământuri, și cine ar putea fi la originea acestui izvor, până la urmă? Timpul este foarte limitat. N-avem cum să ajungem. Dar aveți o părere și în această privință cu privire la cei, pentru că, ok, eu înțeleg, dumneavoastră susțineți că limba română este izvorul tuturor limbilor. Da. Dar cine sunt cei ce au venit cu acest izvor pe planeta asta? Păi vom afla. Părere? Vom afla, dar da? Știți cum? De exemplu, să reușiți să-l găsiți pe acel candidat pentru președinția României, cum... Tare mi-a plăcut cum ați povestit, a fost un răspuns foarte inteligent și a spus că, domne,
veți fi mai mulți, că dacă fiecare din al noastră spune, domne, uite că vreau să fiu eu. Da? Dacă vom găsi acei oameni să schimbăm România, în sensul bun al cuvântului, atunci sigur vor veni lângă noi acei oameni de care avem nevoie să aflăm toate lucrurile astea, că de fapt adevărul se află la noi, la toți. Noi fiecare suntem un puzzle. Fiecare om este o piesă a unui puzzle. Da? Fiecare avem aceste informații, dar nu le putem accesa. Unul accesează o parte, altul o parte. De asta se spune în limba română, când mai mulți vorbesc, fac o bisericuță. Bisericuță înseamnă comunicarea liberă. Și dacă oamenii ar face o bisericuță tot timpul și ar comunica, fiecare ar veni cu un element în plus și atunci am aflat. Eu foarte multe lucruri din care le-am aflat într-un an jumate, le-am aflat vorbind cu oamenii. Oameni cărora le pasă. Cei care nu le pasă de nimic se încruntă, sunt nervoși și pleacă. Mă tot la Sfinx și v-am spus așa, că X-ul este necunoscută matematică în toate limbile Pământului, însă X-ul este crucea pe care a fost răstignit Sfântul Andrei cu capul în jos 180 de grade invers față de normal. De ce a fost răstignit așa? A fost răstignit așa să ne transmită un mesaj, să ne înțelegem astăzi că lumea se va întoarce cu fundul sus, ceea ce s-a și întâmplat. Însă X este crucea nemuririi, de fapt nemurirea înseamnă Dumnezeu. X este infinit. Însă pentru că este Dumnezeu, drept dovadă, X-ul este 1 și 0, roman, adică alfa și omega, adică început și sfârșit. Iar început putem să-l notăm cu I, da? Și sfârșitul putem să-l notăm cu 0. 0 are două valențe, nul sau infinit. Și ajungem la Io. O să ziceți că e forțată asta. Ajungem la casta Io. Io Ștefan, Io Mircea, Io, Io, Io. Știu că spuneți că e forțat. Însă nu avem timp acum într-o oră să vă spun 20-30 de lucruri de aceeași natură, care totul converge aici. Pentru că nu aveți timp. Dacă vă spune 20 de lucruri care converg aici, la un moment dat ar trebui să vă ziceți doi. Nu, tabără, facem un serial, nu e nicio problemă. Discutăm astăzi o parte și dacă credeți și considerăm că e necesar să continuăm și într-un alt episod, nu e nicio problemă. Decideți, nu eu, pentru că dragoste cu sine. Deci, atâta timp cât aveți ceva de spus interesant, sunteți bineveniți la noi. Bun, și ajungem la Ion, după cum vă spuneam. Însă, vă demonstrez aici o chestie foarte interesantă. Vedeți, noastră, s-a terminat? Nu, nu, nu. Pe acest X puteți face următorul joc. Jos este știința și sus este conștiința. Conul științei. Și eu definesc această știință și conștiință, relaționarea asta o definesc așa. Știința făcută de dumneata doar pentru burta dumitale îți permite accesul diametral opus în conștiință, atâta jos, atâta sus. Însă dumneata faci meritocrația, cu toate că în loc să te ocupi aici să câștigi o cărță de bani, te-ai apucat să schimbi lumea, da? Am citit o parte din meritocrația noastră, m-a sunat chiar un prieten al meu care e cercetător de înalt nivel la clinice și mi-a zis, fără să știe de noastră, mi-a zis, dom'le, foarte interesantă chestia cu meritocrația. Dar ce v-a scot în evidență? Noastră sunteți puțin sau mult mai deștept decât majoritatea din jurul noastră. De ce? Pentru că dumneavoastră, pe dumneavoastră vă interesează și ceilalți. Nu vă interesează numai purta dumneavoastră. Unde vreau să ajung? La Eminescu. Și spun așa, știința făcută de Eminescu cu dragoste de țară și de neam în aia 40 de ani ai lui, aici jos, a avut, de fapt, i-a permis, pentru faptul că lui i-a păsat de 15 milioane de români sau câți trăia atunci, el pentru ei a făcut ce a făcut și toată poezia lui și toate încercările lui politice. Deci, practic, la nivel subtil, accesul lui în conștiință a fost, practic, enorm față de restul oamenilor, pentru că lui i-a păsat într-adevăr. Și atunci, vedeți, noastră, eu definesc aici pe Dumnezeu matematic. Și spun așa, știința făcută de Eminescu, de-a lungul vieții, i-a permis un acces infinit sau enorm de mare în conștiință și am atașat aici integral de la minus la plus infinit din E la X. Eu am făcut-o instinctiv, că tot ce fac este instinctiv, dar după aia găsesc sensul. După care, stând de vorbă cu amicul meu matematician, de fapt, mă rog, cercetător, îmi spune, băi, tabără, tu cam ai dreptate. Zice că integrala de la minus infinit la 0 din E la X este 1. Vedeți, dumneavoastră, pe axe, eu îl plasez pe 0 și întâmplător de la minus infinit la 0 este 1. După care urmează crescendo până spre infinit. De fapt, singurul cadran pozitiv pe axele X, Y este momentan L-ul acesta și avem și pe acesta. Însă, de data asta, e vorba de acest L. Care El înseamnă Dumnezeu în limba ebraică. Dar bine, nu trebuie să fie ce spun eu. S-ar putea să dovedim într-o bună zi că eu am avut dreptate. De exemplu, ce mai vreau să mai cu o altă temă. Vezi, noastră, scriu aici că oamenii toată ziua vorbesc
de Dumnezeu, dar nimic, în ei nimic nu este. Și asta este realitatea. Apropo de Dumnezeu, că tot vorbim de Dumnezeu, eu sunt foarte păcătos. Nu mă închin niciodată, pentru că am ajuns la concluzia că atunci când spui închin, îmi programez creierul să mă chinui ca un prost. Sau când ascult pe unii care spun sărați și curați aproape de Iisus Hristos. Eu am zis, prefer să fiu bogat și curat, dacă se poate. Că știți noastră, puterea cuvântului asupra mentalului. Deci, noastră, oamenii sunt acolo, oamenii simpli. Autosugestie, la asta vă referiți? La... Cam așa s-o chema. Sau sugestionare. Sugestionare. Și le zice prea fericitul părinte. Manipulare, zice, da. Sărați și curați aproape de Iisus Hristos. Nărozii ce înțeleg. Le rămâne în cap. Noi suntem sărați și de-aia curați. Ajung sărați. Fiare, noi suntem sărați și curați. Păi primul, ia uite ce clădire are, ăsta e bogat și murdar. Păi dumneata l-angajezi și vrei să-i dai o pâine ca să trăiască bine, el începe să te fure, să întoarce cu spatele, nu muncește. Dar vedeți dumneavoastră, asta se întâmplă la noi pentru că suntem atât de credincioși. Acum mă întorc la alt exemplu, am avut 100 de chinezi, i-am văzut la muncă cu mine într-un șantier, s-a în plața în București. Dom'le, la ora 12 punct se punea o linie lungă cu castronelul, își luau mâncarea, mâncau. La ora 12:30 punct sau 1 se trezeau și își făceau treaba. Nu se îmbrânceau, nu se împingeau unul fața altuia. Nu se înțelege ce vreau să spună, de-aia nu se închinau toată ziua. Apropo de închinatul ăsta. Acum să ajungem la Dumnezeu. Dumneavoastră știți că Eminescu a spus că limba română va spune lumii adevărul fundamental prin esența ei. După care Paul McKenzie a spus pietrele dacilor vorbesc. Și grecii spuneau Dumnezeu e timpul, pentru că există spațiu și timp. Coexistă. Eu atunci am permis să spun că Muntele Sfânt al Dacilor ne vorbește astăzi și ne spune God e anul. De fapt, nordicii au plecat de aici, au luat conceptul de God în sensul de bun, Dumnezeu e bun. Știu că sunt rămas din asta. No, până acum nu era nicio legătură între izvorul tuturor limbilor și anume latura latină, dar brusc și anglosaxonii erau renegați, ca să zic așa, dar și brusc venim la anglosaxoni. De nu reneg pe nimeni aici. Păi, ce are God cu originile limbii române, care pare a fi o limbă latină? Muntele Sfânt al Dacilor sau Muntele Dumnezeu Dacilor era Godeanu. Eu am înțeles unde bateți, la Muntele Godeanu. Iar numele lui Godeanu spune God e anul. Nordicii au luat de aici God, sumerienii au luat anul, iar de exemplu slavii au Bog. Rădăcina cuvântului Dumnezeu la slavi este Bog, dar poate să vină de la bogat. Nu trebuie să fie neapărat. Eu doar vă expun 50 de lucruri care tind spre... Adică eu trag spuza pe omul meu și de asta trebuie să mi-o luați. Nu, eu numai discut cu dumneavoastră, nu în contradictoriu, ci vă solicit argumente și vă pun întrebări lămuritoare pe care le-ar pune orice telespectator. Vă întreb de ce îi zice God de anu și nu Dio de anu. Dio de la Dumnezeu, nu? Cum avem noi rădăcina limbii latine, nu? Și rădăcina limbii... Noi avem Dum. Dum, bine. De exemplu, întâmplător... De ce nu Dumdeanu? Lucrurile se translatează. Nu este ce... Deci gândiți-vă, astăzi, de exemplu, o să mă spuneți, zonă, păi dacii vorbeau limba, nu vorbim noi astăzi? Nu vorbeau. Ei vorbeau, de exemplu, o altă limbă, dar din aia să trage limba noastră. Dar cuvintele esențiale, cum ziceați dumneavoastră, apă, bob și așa mai departe, și am venit eu cu aer și îmi cer scuze că am dat la joale. Da, de ce n-ar fi și Dum, care este iară un cuvânt esențial Dumnezeu și rădăcina cuvântului Dumnezeu sau măcar Zeu să fie în rădăcina acestui munte Godeanu pe care tot așa, din cultura mea generală este considerat leagănul civilizației dacice, nu? Da. Nu, e un munte foarte important. Mai avem Cogaionul care se pare că ar fi mai mulți, de fapt, Sfinxul de Carpați se cheamă și Cogaion, sau capul lui Ion, că de fapt la 3113 înainte de Hristos, la 29 august, a fost tăiat capul, deci noi avem legende, într-o legendă spune a fost tăiat capul lui Ion, Orfeus, da? Așa. La 3113 înainte de Hristos, 29 august, și acum s-a terminat, atunci a început era care s-a terminat acum pe 21 decembrie. Deci eu coroborez, de fapt, integrez informații. De asta e greu, oamenii poate să mă înțeleagă. Deci ce s-a întâmplat totuși la 3113? A fost tăiat capul lui Ion Orfeus, aici în Carpați. Există niște izvoare care ne spun asta? Sau de unde știți asta? Că eu prima oară aud chestia asta. Dintr-o mitologie, din chestii care le citesc. Nu, dar cum s-a transmis această informație de-a lungul a 5.000 de ani? Nu știu. Cum am aflat noi că la 3113 punct înainte de Hristos,
s-a întâmplat acest lucru și nu la 3114? De unde avem această informație? Cum s-a născut această informație? N-aveți idee? Da, adică e scrisă pe ceva, da, cu toate că... Intrați pe internet și găsiți acum și vedeți de unde vine, da, de unde provine informația. Dar haideți să vă spun așa, dumneavoastră ați învățat la istorie că Ra era regele soare, da? Așa. Dacă mergeți acum în Egipt și îi spui la egiptean Ra, zice rață, poate, nu? Sau habar n-am. Ra zice că este regele soare la egipteni. Însă noi avem astăzi în limba română cuvântul rază. Vă spune ceva cuvântul rază? Deci, poate să fie o coincidență, să înceapă cu Ra ca și să fie numele zeului soare. Da, da, vedeți dumneavoastră că e coincidență inteligentă. Avem așa, Ra și Zaua de legătură între soare și pământ. Mi se pare forțat de sine. Da, corect. Sunteți prea științific ca să mă înțelegeți. Nu, adică cred că se Ra poate... și Za. Zaua de legătură între soare, cum e și știință și conștiință. Vreau să vă spun că în acest fel eu pot să găsesc în orice cuvânt nu. Fel de fel de legături și de... Nu, e vorba de logică. Ra, Za. Soarele, Ra, Sare. Așa pot să vă spun și ra, eu că la... Sare. Casa, da, vine de la caș, la care mai pui un A, care e prima literă, pentru că e mâncarea cea mai importantă. Da. Pot să vă spun casa, da, poate să fie ca de la ca și cum, și șa de la șaua care o pui pe cal. Se pare că se poate face o comparație între acest... Nu, dar ce caută, ce are, ce treabă are raza și cu zaua? Domnule, se spune, păi zaua e legătură, nu? Păi și cu ce face legătură soarele? Avem za molxis. Nu. Care e legătura între za molxis și o za? Cu ce face legătura Zamorxis? Zare o, un frunza, de exemplu, avem, nu pot să vă explic chiar totul. Eu am și eu bucățele. Dar frunza Correct. Copacului preia lumina și o transmite în copac. Za este elementul de legătură între soare și copac. Zaua. Bun. Poate să fie, cum spun eu, nu trebuie să fie așa. Am înțeles. E părerea dumneavoastră. E doar părerea mea, bineînțeles. Dumneavoastră emiteți o supoziție aici, eventual faceți o teorie care nu este altceva decât o teorie proprie și care nu este o teorie științifică, documentată și argumentată foarte strict. Nu e scrisă. Da. Tot ce se scrie, se scrie în funcție de... Este o ipoteză, da. Bun, dar mai avem, și de exemplu, astea. Om. Cuvântul om, ați auzit, mai există la noi, la români, nu mai găsești în altă parte, și la hinduși, care când se roagă zic om, om, cu om. Asta da? E legătura asta cu sanscrita, da. Cu da, dar numai cu românii, nu. Dar noi mai avem, noi suntem singuri care suntem om, om, om. Însă acest cuvânt, om, pronunțat în felul acesta, frecvența lui medie este frecvența media universului. Nu, frecvența lui este frecvența media universului. E iarăși o cheie pentru noi, pentru români. Da. V-am întristat, cred. Nu, m-a spus pe gânduri. M-a spus pe gânduri, pentru că există în tot ceea ce spuneți dumneavoastră niște legături da. Care... Acum mie îmi dau de gândit. Sunt legături întâmplătoare, simple coincidențe? Sau sunt legături care... Nu, dar eu am 20 de legături de genul ăsta. Da. Toate pe logică. Și atunci, vedeți, dumneavoastră, dacă om aude 3 chestii de genul ăsta, zice, bă, ăsta bate câmpii. Dacă aude 5, trebuie să deschidă urechile și dacă aude 15, trebuie să înceapă să citească, dacă îi pasă, într-adevăr, de rădăcinile lui. Pentru că știți, dumneavoastră, cine nu are rădăcini, nu poate să-și definească viitorul. Iar, de exemplu, pentru mine este foarte ușor să depistez pe acei oameni patriot arși. Oamenii patriot arși, când le vorbesc asemenea subiecte, mai stau pe Facebook. Chiar stau pe Facebook să văd mentalul colectiv, cum se comportă oamenii. Sunt aia cu steaguri, cu chipul lui Decebal, lui Traian, ce mai vreți dumneavoastră, și când e într-o discuție serioasă de istorie, sunt plictisiți și pleacă. Pentru că nu au rădăcini, sunt morți, știți că se spune. Se mai spune expresie sicrie văruite. Sicriu văruit este omul care pe afară este alb, ce care e alb, dar înăuntru e putre. Și sunt mulți putre din ăștia. Îi vedeți toată ziua pe unde, mă rog, mai aveți de afaceri. Domnul Tavără, timpul a trecut foarte repede. Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste idei deosebite cu care ați venit și pe care le-ați lansat la noi în emisiune. Sunt convins că telespectatorii noștri vor avea o nouă temă de meditație pe lângă cele ale meritocrației. Eventual pe Facebook, dacă pot să intre cu numele meu, Tavără Ionel Marian, cei care sunt interesați. Și mai mult de atât, cu mare plăcere vă mai invit și altă dată, dacă vreți să mai continuăm această discuție, dacă veți avea noutăți și lucruri pe care să vreți să le aduceți la cunoștința telespectatorilor, vă aștept cu mare plăcere. Dar astăzi timpul nostru a expirat. Vă spun, vă mulțumesc și la revedere! Plăcerea a fost de partea mea.